Răzvan Benche! Continuăm meciurile la categoria grea, acolo unde îi vom vedea în luptă în următoarea finală de la Local Combat, Paticardul pe Răzvan Benche din Cluj și Leonid Caciuc de la Iași. Alături de mine este Sterian Gheorghe, cel pe care l-am văzut ceva mai devreme în ring și o să-l mai vedem în ring arbitrând. Stelian, tu ai arbitrat în acest an la toate galele Local Combat, Paticardul. Ai vreun sportiv care ți-a lăsat o impresie și crezi că o să facă carieră în Local Combat? Nu, eu sunt arbitru, nu pot să-mi dau prea tare cu părerea că se interpretează. Dar uitați-vă la acest Benche. E un sportiv foarte puternic, pregătit tehnico-tactic, a fost boxer, știe ce înseamnă și să iei să lovească, are ceva viitor. Te-a supărat vreunul dintre sportivi când ai fost în ring, între ei acolo? Nu. Deci au scăpat, ai scăpat și tu ieftin, au scăpat și ei mai... Da, toată lumea scapă ieftin, mai puțin ei. Am văzut în aceste gale pe care tu când ai fost în ring și ai arbitrat, că ai o relație mai specială așa cu sportivii. Vorbești cu ei, îi alinți, le povestești unde au greșit, ce trebuie să mai corecteze. Știi care e treaba? Eu am făcut sport și fratele meu a făcut sport, ne-am luat pumn. Știm ce înseamnă durerea și mi se pare normal să-i sprijinim când au nevoie, cu sfaturi bune, dar nu mai mult de atât. Adică nu o să fac niciodată un avantaj unui sportiv în defavoarea celuilalt. Benche, spuneai, un luptător care s-a consacrat în box, a avut foarte multe meciuri în box, l-am văzut luptând la Cluj, la el acasă, cu Tot Kasinov, un luptător din Germania, născut în Rusia. A făcut un meci foarte bun, patru runde a dus, a avut ceva emoții în repriza a doua, când era să fie pus la podea. De partea cealaltă, și Caciuc a impresionat la gala de la Deva, un luptător care l-am văzut și în trecut la câteva gale de selecție Local Combat. A luptat pe la Baia Mare, la Vaslui. Cum ți s-au părut cei doi luptători? Moldoveanul e foarte căpos. Vine la bătaie, e tânăr, mai tânăr decât Benche. Are gaz. Acum să vedem ce o să facă Benche cu el. E pregătit tactic, mult mai bine Benche. Să cunosc meciurile de box. Un avantaj și faptul că e stângaci. Contează mult, pentru că noi dreptaci nu prea găsim mai rar să ne antrenăm cu stângaci. Ei sunt mult mai puțin ca noi. 5 ani are în plus Benche decât adversarul său. Da, să vedem. O să fie interesant. A trimis acolo o lovitură frontală. Benche, o lovitură mai mult de control. Să păstreze distanța lui. Convine să stea la distanță de brațe bune, să-și pună tehnica în valoare. Foarte puternice loviturile lui Benche. Da. Am văzut câteva croșie care s-au dus în gardă. Lovituri scurte, da, la obiect. S-au dus în gardă loviturile sale, dar să vedem când vor intra în plin, cum o să arate, să vedem și răspunsul adversarului. Și Leonid este un luptător rapid în execuții. Da, rapid și mai tânăr. Ăsta este motivul pentru care Benche o să lovească două, cel mult trei lovituri. El se conservă pentru sfârșit. Croșeu de stânga, blocat acolo de Leonid. Încă o dată a venit acolo Benche, aproape cu... două lovituri de braț. Îl vezi că se reține în lovituri, nu se exprimă foarte mult. Da, vine de două, trei lovituri, face un pas înapoi. Da, foarte inteligent. Are și un strateg bun la colț acum, pe Alin Panaită. Alin a adunat toți sportivii, bun la el la sală. Nu știu cum reușește, dar îi dă invidiat. Bună, dreapta a trimis acolo de Benche. Bun. A fost un uppercut mai scurt, așa trimis de Benche, atunci cu brațul drept, o lovitură bună. Directă de dreapta, blocată de Leonid. Mai timid moldoveanul decât Benche. Mai timid, aș face treaba, el știe că timpul curge în favoarea lui. Repriza a doua și a treia o să fie cu totul altceva. O să fie mai proaspăt. Da. Final de primă repriză, Benche împotriva lui Leonid Caciuc. Am văzut schimburi de lovituri,
și un sportiv Benche mai activ decât adversarul său. Revedem și relori din această primă repetiție. Benche nu a avut ce să facă, celălalt l-a așteptat. O tactică foarte bună. Îl lași pe el să obosească și a doua și a treia repriză îl judeci. De obicei, kickboxerii, când au de un luptător provenit din box, încearcă să dea foarte multe lovituri de picior. Da, e și normal. Logicul în principiu. Nu am văzut acest lucru de la Leonid. Foarte puține lovituri de picior în această primă repriză. Știi care-i treaba? Uită-te la Benche cum arată. E lucrat și la fiare și la box. E destul de complex. Eu l-am văzut încasând low kick-uri de la Mihăiță Golescu foarte dure. Foarte dure și n-a avut nicio problemă. Duce la tăvăleală. Da, și meciul său de la Cluj cu tot Casinov. I-a da, a luat neamțul la lovituri de picior și le-a dus bine. Da. Să vedem acum dacă accelerează puțin Leonid. Teoretic așa ar trebui să se întâmple. Am văzut ceva specific din box, dai două lovituri, iei în brațe, dacă simți că ești în pericol. Foarte bine a încercat pe contra Benche, acum puternice aceste croșete de sânga trimise de Benche. Atenție la Benche, nu prea dă lovituri directe. Da, el mai mult cu croșetele încearcă. Da, lovituri tari sunt bune pentru el, fiind un sportiv masiv, puternic. Știe să facă schimbări de nivel, am văzut, trimite lovituri la cap, după care scade puțin nivelul, trimite tati, și două, trei lovituri la cap. Se vede clar și cu ăla din box. Exact. La kickboxing nu prea te învață nimeni cu eschive, pentru că sunt loviturile de genunchi care te îndreaptă de spate imediat. Ceva mai devreme a trimis Benche o dreaptă foarte bună la corp. Acum face pasul înapoi Leonid. Încă o dată dreapta la corp, trimis acolo de Benche, a trimis și Leonid o lovitură în aer, din păcate pentru el acel croșet de sânga n-a intrat. Era o lovitură pe contră. De asta prinde descoperit pe Benche. Mult mai puțină experiență are moldoveanul față de Benche. Îmi place că are inimă, dar experiența e în urmă. Da, a avut și un meci greu la Deva cu Răzvan Ghiță și atunci a picat spre final. Da, s-a bătut tare, dar spre final a mai picat. Benche pe pas înainte, a dominat și teritorial acest meci, a ținut centrul ringului Benche. Oh. În sfârșit o directă de stânga. A încercat din nou la corp Benche, a trimis și el o frontală. Ușor dezordonat în repriza asta Leonid, cu brațele mai pe jos, s-ar putea să-l coste în a treia repriză, pentru că Benche, fiind boxer, știe ce are de făcut. Aici contează și nu este mai proaspăt fizic în această ultimă repriză. Am văzut în meciurile de mai devreme că au fost câțiva sportivi, spre exemplu Dănuț Curduc, care în primele trei reprize s-a simțit foarte bine când a dat de extra round, a avut o problemă. Da. A picat în meciul cu Fluter. Da. Deci... A fost meciul care l-am arbitrat eu, parcă. Da, ăla cu mult sânge. Deci nu am văzut lovituri de tatonare. De la început toate loviturile au fost foarte puternice, directe și au atins ținta la obiect. Oamenii cred că s-au măsurat foarte mult înainte să se întâlnească. Au știut amândoi ce au avut de făcut. A fost și o accidentare acolo la nas, dar nu pot să opresc un meci atât timp cât sportivul e ofensiv să luptă. Nu l-a pus în pericol rana. Da, și în extra round s-a văzut diferența de pregătire. Să vedem repriza a treia. A început a treia rundă. Un meci curat, liniștit pentru Cezar, nu prea a avut de lucru în acest meci. Și a văzut de treabă, da. Uitați-vă la Benche, două, cel mult trei lovituri. Păstrează distanța cei de luptători, a încercat acolo Benche o lovitură de picior. Low kick trimis de Leonid. Foarte bună dreapta la corp, a încercat multe lovituri de genul ăsta Benche în acest meci. Nu așa o să câștige Leonid meciul. Îl domină Benche, îl controlează. Că la piciorul lui drept este tot timpul în exteriorul piciorului stânga lui Leonid.
Încă o dată cu dreapta. Schimb de lovituri. Da, dar asta trebuia să facă în a doua repriză. Leonid, să dea drumul la braț. Oh, ce dreapta a încasat! Ce dreapta a încasat acolo! Leonid l-a așteptat bine, Benche. L-a așteptat și a trimis o dreaptă în bărbie. Numărat și este oprit. Da, este oprit. Un meci frumos, a văzut experiența, cel puțin pe loviturile de brațe, în favoarea lui Răzvan Benche. Spuneai că e unul dintre băieții pe care l-ai... L-am arbitrat, da. Da, l-ai arbitrat și ți-a plăcut în aceste gale local combat bodyguard-ul. Da, da, foarte, foarte inteligent, echilibrat, rece în gândire, uitați-vă la el. A dat super cut croșeu și s-a oprit, a știut ce a nimerit. N-a fost o întâmplare pentru el. Gata. Un alt sportiv fără experiență mai încercat 2-3 lovituri în aer. Revedem din nou dreapta. Foarte bună, direct în bărbie. Nicio șansă pentru Leonid, care a picat la podea. Da, era groghi după numărul pare. Primul prin knockout, în repriza a treia. Consumatul Răzvan Benche! Victorie pentru Răzvan Benche, knockout în repriza a treia. Stelian, mulțumesc, a fost o plăcere pentru mine. Că... Eu îți mulțumesc. Premiere, mai bine. Polivalent Construct și de domnul Viorel Gherlan, de la compania Toz.